Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți Actualitatea Live. Astăzi e o temă un pic neobișnuită, pot spune, vorbim despre fotbalul feminin, pentru că am două Cristine invitate în această emisiune. O să încep cu doamna Cristina Iancu. Cristina, iartă-mă că te-am domnit, dar așa e frumos deja la început de emisiune. Poate, ne cunoaștem de multă vreme pentru că ești nu numai ofițerul de presă al clubului de fotbal feminin Prahova Ploiești, ci și o veche și extrem de experimentată jurnalistă în Ploiești. Dar alături de noi se află și una din sportive, una din membrele echipei, domnișoara Cristina Ciulie. Vă mulțumesc pentru prezență la amândouă și vă spun sărut mâna și bine ați venit în această emisiune. Bine te-am găsit, Victor. Bună ziua, mulțumesc. O să începem cu domnișoara Cristina, pe care mor de curiozitate să aflu pe ce post joacă în echipa. Joc atacant. Atacant? Da. Mamă. Deci știi că și la națională se vorbește, la naționala de fotbal, la naționala de băieți, ca să zic așa, se vorbește: domne, avem nevoie de atacanți, că nu marcăm cât ne-am dori și avem nevoie de cineva care să facă treaba asta. Uite, ai putea fi o soluție. Mă bucur nu ar că putea te fi o soluție, pentru că vorbim despre fotbalul feminin, Victor. Hai să nu glumim cu lucrurile astea. Cristi, și deocamdată Prahova are vreo de Cristina. Hai să nu glumim cu lucrurile astea, ai dreptate. Da, spune-mi, atacant, da, marchezi. Dai goluri? Câteodată da, câteodată nu. În funcție de adversar? În funcție de adversar, în funcție de mine, cum mă simt. Am înțeles. Hai că ne povestești tu despre meciuri, despre antrenamente. Da, acum trecem la cealaltă, Cristina Iancu. Și voiam să te întreb, Cristina, spune-mi cum a fost anul acesta pentru clubul de fotbal feminin Prahova Ploiești. Mulțumim pentru invitație. Este a doua oară când vorbim despre fotbalul feminin cu tine. De fapt, tu ai spart gheața în ceea ce privește clubul nostru. După invitația de anul trecut de la tine au venit multe alte invitații de la colegii din presă, cărora le mulțumesc cu această ocazie, că înainte de Crăciun trebuie să mulțumim celor care ne-au ajutat, așa este normal. Sigur. Pot spune că a fost un an foarte bun pentru noi. Deja avem a doua echipă. Anul trecut, când vorbeam, aveam o singură echipă și activam în campionatul național de junioare Under 17. Acum avem două echipe. Avem echipa de senioare de la Liga 3 și mai avem o echipă de junioare la Under 15. Deci pot spune că ne-am dezvoltat, creștem așa, ușor, 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 creștem. Iar cred eu că în 2-3 ani... Este o obligație din partea federației, ca la fotbalul de băieți, este o obligație din partea federației să ai și o echipă de juniori? Nu este obligație din partea federației. Noi aveam, e în funcție de sportivii pe care îi aveam. Și în momentul în care am devenit club afiliat federației, am zis hai să mergem cu fetele care anul trecut au activat la Under 17, au crescut și au depășit vârsta, hai să le înscriem la Liga 3, pentru că este anormal după ce ai jucat un sezon să rămâi pe bară pur și simplu și să te uiți. Și am zis, pentru că aveam foarte multe sportive talentate cu vârstă mică, hai să mergem și la Under 15. Iar pot să-ți spun că obiectivul nostru... Da, este un lucru important. Toată lumea se uită la rezultate. Nimeni nu înțelege că pentru a avea rezultate, copiii aceștia trebuie să crească. Și trebuie să mergi ușor, ușor, nu te uiți la rezultate. Este anormal să spui că te uiți la rezultate din primul an. Cine face chestia asta înseamnă că păcălește fotbalul. Deci, în fotbal deci e necesară și răbdarea. Crește. Deci, avem, pentru început avem două echipe. Pot spune că cu Under 15 fetele merg foarte, foarte bine. Obiectivul nostru este să ne batem la primul loc și să mergem la turneul final al junioare la Under 15 pe țară. Iar ca și anul trecut, participarea fetelor în campionat este posibilă tot datorită proiectelor Consiliului Județean pe 350, fără de care nu cred că am fi făcut față. Am înțeles. Și spune, știți, ar putea să fie cârcotași care să spună, domne, dar Liga a 3-a, ce înseamnă asta, că nu e o performanță? Spune-mi, Liga cum spun lucrurile? Liga 3-a, Victor, este un campionat național. În primul rând, gândește-te că am avut deplasări, Cristina știe, am jucat la Alba Iulia. Gândește-te ce înseamnă pentru niște fete, pentru că cea mai bătrână, ca să zic eu așa, jucătoare din clubul nostru, abia am plinit 19 ani. Cristina este una dintre cele mai bătrâne, are 18 ani, îți dai seama cât de ce jucătoare bătrână avem, iar cea mai mică fată din club are 12 ani. Deci noi nu avem jucătoare bătrâne.
ca să zicem așa. Deci noi jucăm cu fetițele care acum învață fotbalul. Nu ai cum ce pretenție să ai de la el. Acum învățăm, învățăm împreună și ele și noi. Nu cârcotașii. Liga 3 este un campionat național, este un campionat național puternic. Gândește-te că de la Liga 3 urmează promovarea la Liga 2. Sunt echipe, spre exemplu, am fost impresionată de jucătoarele de la Universitatea Craiova, iar acolo am văzut ce înseamnă ca o municipalitate să investească bani în tot ceea ce înseamnă sportul, pentru că știi că este un subiect sensibil al Ploieștiului în această perioadă. Deci am văzut o echipă de fotbal feminin cum cred că oricine și-ar dori să aibă aceste condiții. Fete trimise cu cazare și fetele noastre beneficiază de cazare, nu este problema. Cazare, autocar pentru fete, echipamente de cea mai bună calitate, bază sportivă de cea mai bună calitate, ceea ce la Ploiești cam lipsește, din păcate. Oh, da. Totuși, suntem în apropierea sărbătorilor, să vorbim despre lucrurile frumoase. Da, suntem în apropierea sărbătorilor, dar poate că în apropierea sărbătorilor ar trebui să vorbim despre toate lucrurile acestea cu probleme, despre toate aceste probleme. Pentru că ne plângem de ani de zile. Tu știi, formarea mea este ca ziarist de politică și de administrație. Sportul este un hobby, am ajuns în fotbal într-o conjunctură personală, ca să zicem așa. Dar deja din interior vezi altfel lucrurile. Și vezi că nu există investiții decât foarte, foarte puține. Nu avem cultura aceea, nici măcar a patronilor de firmă. Să zic, uite, mi-au rămas cei 20% din impozitul pe profit. De ce să-i las statului? Hai să-i duc spre un club. Hai să-i duc spre un club mic, pentru că cluburile mari și brandurile mari, ca să spunem așa, au parte de sponsorizări. Cluburile mici nu. Pentru că toată lumea zice, a, cine ești tu? Da, suntem acum, anul trecut eram singurul club de fotbal feminin în Prahova, anul acesta suntem al doilea club care are, bine, dacă putem spune și că și Petrolul este club cu fotbal feminin, este corect pentru titulatura pentru ei, pentru că ei sunt obligați de regulamentele UEFA să dețină 3 echipe de fotbal feminin. Știi că am mai discutat noi de-a lungul vremii de povestea asta. Noi suntem un club cu activitate exclusiv de fotbal feminin, ceea ce este cu totul și cu totul altceva. Da. Dar te mai las să mai întreb pe Cristina, pentru că văd, sper că i-au trecut emoții. Gata, nu mai sunt emoții. Păi ea nu are emoții în careul advers și are emoții acum în emisiune. Nu există. Ba să știi că are emoții și în careul advers. Stai liniștită, nu o să dau din casă, ea știe despre ce vorbim. Dar despre Cristina ar trebui să vorbim, pentru că Cristina, spre exemplu, este singura noastră jucătoare care este clasa a 12-a. Iar acum se pregătește pentru bacalaureat. Și o să te las pe tine să o întreb ce vrea să facă mai departe, că iar o să mă certe că vorbesc eu prea mult și nu o las să spună nimic. Uite, Cristina, eu sunt foarte curios. Știi, fotbalul a fost văzut cel puțin până acum ceva timp, a fost văzut ca fiind exclusiv pentru băieți, pentru bărbați. Un sport masculin, fotbaliști, vedete, etc. Spune-mi, uite, deci tu clasa a 12, urmează să dai bacul. Vom vorbi și despre ce gânduri ai pentru mai departe. Da, e un an greu, clasa a 12 e dificil, mult de învățat. Dar uite, cu toate astea faci și un sport, faci și fotbal. Cum te simți tu, o domnișoară clasa a 12-a, în acest sport, practicând acest sport? Foarte bine. Mă simt diferită de toată lumea, mai ales de fetele care se cred frițoase și toate cele. Sunt specială pentru mine. Bravo! Foarte frumos răspuns. Și acum întrebarea pe care mi-a sugerat-o Cristina. Iam cu cealaltă Cristina prezentă în emisiunea noastră. Vine examenul de bacalaureat, evident că o să-l iei, și ce vrei să faci mai departe? Vreau să merg la facultate de educație fizică și sport. Încă nu știu în ce oraș, dar vreau să continui cu sportul și să ajung cât mai sus posibil. Educație fizică și sport pentru că te gândești să-ți continui, știu eu, cariera de fotbalistă? Da, nu știu dacă o să reușesc ca jucătoare, dar vreau să deschid mai multe opțiuni pentru mai multe fete care își doresc. Am înțeles. Deci tot fotbalul e marea ta pasiune, asta fără discuție, nu? Da. Am înțeles. Bine, pot să spun că Cristina mănâncă fotbal, deci cu Cristina nu vorbim despre altceva, la ea este tot fotbal și iar fotbal. Și tot timpul liber pe care îl are o să o găsești întotdeauna tot pe terenul de fotbal, chiar dacă ar cam trebui să mai învețe și
cu între pregătire și face timp întotdeauna. Ține un echilibru între sport, pasiunea ei, da, sportul, chiar fotbalul și învățătura, pentru că este un an extrem de important, iar diploma de bacalaureat îți deschide niște oportunități în viață. Fără diploma de bacalaureat e tare, tare, tare complicat. Dar, Cristina, asta îi spui și eu întotdeauna, să știi. Și sunt super sigur că e foarte conștientă de acest lucru și faptul că o să-i țin cu toții pumnii la examen, asta certifică faptul că o să ia diploma de bacalaureat fără nici o problemă, doar dacă învață la timp și se preocupă și de acest lucru. Evident, printre dribling-uri, printre antrenamente, printre șuturi la poartă și niște formule de matematică, fizică, niște ani de la istorie sau nu știu la ce dai tu bacul, la ce urmează să dai bacul, dar trebuie să mai înveți și lucrurile acestea. Cristina, spune-mi, te rog frumos, uite, copiii merg către fotbal, băieții vorbim acum, merg către fotbal, unii din pasiune, sunt și părinți care își duc copiii considerând că poate băiețelul respectiv are un talent uriaș și va ajunge un Messi, un Ronaldo, măcar un... nu știu, dă-mi un fotbalist român bun, uite, mie nici nu vine în minte acum. Un Yannis Hagi, să zicem, da? Na, uite, Alibek, trebuie să mai zici, hai. Da. Unde știu, joacă? Da. Unde joacă? Nu contează. Nu contează. Da, da, da. Nu mi-amintesc numele echipei la care joacă domnul pe care l-ai pomenit, dar să spunem un Yannis Hagi, să spunem, măcar talentul Yannis Hagi, fiecare își vede copilul extrem de talentat și extrem de bun. Oferindu-i copilului posibilitatea să facă sport și eventual dacă este preocupat de acest sport și dacă se ține de antrenamente și într-adevăr este talentat, să aibă o carieră care îi va asigura un confort financiar, material pentru tot restul vieții și câteva generații în continuare. Fetele de ce vin la fotbal? Din pasiune. Pur și simplu din pasiune. Pentru că fotbalul, în fotbalul feminin nu sunt banii aceia mulți care există în fotbalul de băieți. Asta este realitatea. Părinții pe care îi avem, care ne aduc fetițele în club, aduc fetițele pentru a face un sport, aduc fetele pentru că probabil au, majoritatea au fie tătici care au practicat fotbalul la un moment dat, fie au frați mai mari cu care joacă în curte sau în curtea școlii în apropiere și așa se naște pasiune. Deci vreau să spun că niciuna dintre fetele pe care le avem în club nu practică fotbalul obligată de ceva. Toate vin din pasiune, iar Cristina îți poate spune lucrul acesta. La ele există o pasiune din asta pe care ți-am mai spus, știi că noi am tot vorbit. Ele au o pasiune pe care eu la vârsta lor n-am avut-o pentru nimic. Pentru că eu la vârsta lor eram un copil tocilar și nu aveam timp de sport, ca să zic așa, dar ele sunt fantastice. Iar dacă le vezi pe vânt, pe ploaie, pe indiferent căldură, cu căldură tropicală, ele sunt pe terenul de antrenament, își respectă antrenamentele, își respectă meciurile, sunt întotdeauna acolo. Din punctul ăsta de vedere, cred că asta este și motivul pentru care le ajut în absolut toate ideile lor și sunt întotdeauna alături de ele. Pentru pasiunea aceasta, pe care nu întâlnești la multe fetițe de vârsta lor, pentru că gândește-te, este vârsta la care fetele încep să se macheze, este vârsta la care fetele încep să se uite după băieți. Fetele acestea vin și joacă fotbal. Deci... Da, impresionantă această pasiune pentru sport, în primul rând, și în mod special pentru fotbal. Este impresionant. Cristina, fotbalista, spune-ne, uite, povestește-ne ceva de la un meci. Eu recunosc, n-am văzut niciodată un meci de fotbal feminin, așa câteva secvențe la televizor. Noi te-am invitat, tu n-ai văzut să vii. Recunosc că am și eu lipsuri. Povestește-ne ceva de la un meci sau spune-mi care e atmosfera la un meci de fotbal feminin. Este aceeași încrâncenare, să spun, ca la fotbalul de băieți? Acolo mai vedem faulturi dure, mai rău? Tu ca atacant chiar poți să ne povestești ceva. Da, deci colegele, adversarele tale care joacă, știu eu, în linia de fundaș sunt la fel de dure, vedem intrări la fel de dure ca la fotbalul de băieți? Da, este o rivalitate foarte mare, fiecare vrea să-și arate nivelul. Și se mai întâmplă și accidentări. Ai fost accidentată? Da. Ai trecut prin așa ceva? Și în perioada aia ai stat departe de antrenamente, de gazon, de teren, de echipă. Cum a fost perioada aceea pentru tine? Cea mai grea perioadă din viața mea și sper să nu... Da, nu știu ce s-a întâmplat, dar
Gata, a revenit Cristina. Deci spune că a fost cea mai grea perioadă, cea mai grea perioadă din viața ta și nu vrei să mai treci prin așa ceva, nu? Da, n-aș mai rezista fără fotbal. Foarte frumos. Bun. Cum te înțelegi cu colegele tale din echipă? Foarte bine. Care e atmosfera când plecați într-o deplasare la Alba Iulia, spunea Cristina, de exemplu, cum a fost atmosfera pe drum, acolo? A fost o experiență de neuitat și iubesc să fac asemenea antrenamente sau ieși cu fetele. Da. Da, dar uite, fetele sunt prietene între ele, ele au devenit prietene între ele și da. În timp rivalitatea dintre ele a dispărut și am început să funcționăm ca familia aceea în care ne ajutăm unii pe ceilalți. Funcționăm, de fapt asta este și ideea mea, așa cred că ar trebui să fie un club, Victor, să fim prieteni între noi, să ne ajutăm atunci când apare o problemă, să ne înțelegem când unul dintre noi nu poate. Cred că asta ar trebui să existe într-o echipă de fotbal. Da, cu siguranță că... Iar Alba Iulia, da, este o deplasare foarte faină pentru că... Da, este altceva. Da. Bine, acum te întreb pe tine Cristina Iancu. Eu ți-am mai zis, trebuie să vii să vezi fetele ca să înțelegi. Spune-mi, te rog, Cristina Iancu, uite, ați mers la Alba Iulia, da? Bun, ați avut meci acolo, ați profitat de această deplasare ca să plimbi fetele și prin Alba Iulia, pentru că e un oraș în care ai multe de văzut. Alba Iulia. Adică... Deci recunosc că în Alba Iulia n-am reușit să prim fetele, pentru că a fost în perioada în care exista, știi că am avut la finalul noiembrie codul acela portocaliu, da. Dar la Alba Iulia am găsit o pensiune extrem de primitoare, oamenii de acolo, ceva ce nu mi s-a întâmplat în celelalte deplasări din acest sezon. Spre exemplu, fetele au avut parte de ciubări, pentru că gazdele ne așteptau cu ciubărul cald și, având în vedere că meciul era a doua zi, le-am permis o mică relaxare, pentru că era ultimul meci din acest sezon și au meritat un pic de răsfăț. Și uite, pentru că am vorbit atât de mult despre deplasarea la Alba Iulia, spune-mi, te rog, Cristina Iancu, care a fost rezultatul meciului? Nu putem să spunem rezultatul meciului, pentru că meciul l-am pierdut. Asta nu contează. Deci nu, e fără rezultat. Important este că și adversarele, am găsit niște adversare foarte civilizate, foarte educate. Nu a existat înverșunarea aceea pe care am întâlnit-o și cu alte echipe. Deci a fost un meci în care chiar ți-ar fi plăcut să vezi meciul ăla, pentru că se vedea prietenia dintre fete. Se vedea că nu s-au chinuit să se accidenteze una pe cealaltă. E adevărat că cei de la Alba Iulia au jucătoare foarte, foarte experimentate. Au jucătoare care au jucat în loturile naționale de fotbal ale României, deci automat experiența lor nu avea nicio legătură cu cea a fetelor noastre, dar a fost primul meci în care nu am simțit înverșunarea dintre adversari. Adică a fost plăcerea aceea de a juca fotbal, indiferent, ne ținând cont de faptul că afară erau -2 grade, deci era foarte, foarte frig. Da. Uite, tot ce îmi povestește Cristina Iancu îmi amintește de epoca romantică a fotbalului, atunci când nu erau contracte de foarte mulți bani și când nu erau pariuri și când oamenii chiar jucau fotbal, inclusiv fotbal de top, ca jucau așa, din pasiune, da, din pasiune pentru fotbal, pentru un club, pentru o echipă. Foarte interesant și foarte frumos pentru cei care sunt nostalgici după acea perioadă. Și perioada aceea de nostalgie, să știi că o regăsești în fotbalul feminin. Cine își dorește să vadă vremurile vechi din fotbal, poate veni la un meci de fotbal feminin și va găsi acest lucru. Pentru că la fotbal feminin încă nu avem pariuri, încă nu avem contracte foarte bănuse. Adică totul este pură pasiune pentru fotbal, atât. Prahova Ploiești. Sportivele sunt din județ sau din oraș, nu din Ploiești? Din tot județul. Da, din tot județul. Deci nu știu dacă este o laudă sau lucrul acesta, pot să spun că în clipa aceasta avem doar o singură sportivă din Ploiești. În rest, fetele sunt din tot județul. Spre exemplu, Cristina locuiește la Ricești Rahivani, da. Avem fete de la Comarnic, avem fete de la Sângeru, avem fete de la Mizil, Șirna, ți-am mai spus și data trecută. Noi avem fete deci din tot județul. Deci chiar pasiune, fac navete pentru antrenamente, pentru chiar e pasiune. Și uite, la acum asta mă gândeam, faptul că echipa este... La fata care vine de la Sângeru. Da. Cum e să ajungi la antrenamente și cum e să ajungi
seara acasă după meciuri, spre exemplu. Faptul că echipa este formată din sportive din județ, din Prahova, mi-aduce aminte, de exemplu, pe vremuri, eu aveam doi vecini care jucau la Petrolul Ploiești și mergeam pe stadion și vedeam vecinii marcând goluri. Erau și oameni de care atacanți, precum Cristina, și marcau și mă bucuram, erau vecinii mei. Eu mă întâlneam prin oraș cu sportivii, cu fotbaliștii de la Petrolul, lucru care nu se mai întâmplă neapărat în zilele noastre, nu numai la Ploiești, ci în întreaga țară, din păcate. Fetele tale, sportivele tale, fotbalistele tale sunt atașate de echipă, dar și de județ, nu? Adică joacă la echipa județului, a Ploiești. E o identitate pe care și-o asumă și care le dă, cum să zic eu, poate că le sporește pasiunea. Deci pot să spun că am fost criticați în urma proiectului, pe tricourile fetelor scrie Consiliul Județean. Am avut parte în mediul online de critici că de ce scrie pe tricourile lor Consiliul Județean Prahova, pentru că cea mai mare parte a banilor din acest club vin din proiectul pe legea 350. Restul sunt mici sponsorizări pe care le primim de la diverse firme și chiar persoane particulare care sunt foarte încântate de pasiunea fetelor pentru fotbal și întotdeauna ne trimit mici ajutoare și ne spun, vedeți că v-am trimis o mică sponsorizare pentru fete. Îți dai seama că te bucură lucrul acesta. Dar atâta timp cât majoritatea banilor din club vin din proiectul pe legea 350, este normal, pentru că este de fapt una dintre cerințele proiectelor pe 350, să spui că este un proiect finanțat de Consiliul Județean, iar Prahova Ploiești, fotbalul feminin de Prahova Ploiești, este unul dintre proiectele finanțate de Consiliul Județean Prahova. Deci este una dintre investițiile județului Prahova în sport. Da, este și un gest de recunoștință și un gest de recunoaștere a efortului. Și mă gândeam, te ascultam și mă gândeam că cine știe, poate vreun investitor, vreun finanțator extrem de puternic, poate se uită la această discuție, urmărește această discuție și zice, uite ce fac fetele astea din pasiune, vin de la Sângerul, de la Ricești, Rahtivani, vin la antrenamente, muncesc mult, haide să dau o mână de ajutor. Ar fi extraordinar de frumos. De fapt, Victor, munca fetelor a fost recunoscută, pot să spun eu așa, prin nominalizarea, știi că acolo ai văzut fetele în urmă cu câteva săptămâni, prin nominalizarea acestui proiect, acestor echipe, da, la Gala Fundației Comunitare, la Gala Comunității. Și îți aduc aminte că fetele au fost foarte bine văzute de cei din sală, chiar dacă nu am câștigat. Dar poate vom câștiga anul viitor, cine știe, pentru că ele muncesc în cred că la Gala Comunității nici nu a fost vorba despre cine a câștigat. Exact, nu a fost vorba despre extrem cine. De important a fost participarea, nominalizarea. Cred că ăsta e mare. Iar tu ai cunoscut-o pe Cristina acolo și ai văzut cât de bine văzute au fost fetele la Gala. Da, dar deci n-am știut noi că este atacant, asta trebuie să o spun de la început. N-am întrebat. Da. Bine, cunoști un fotbalist, să-l întreb din prima pe ce poți joacă, nu? Cum să nu? Ba da. Bine, să nu întreb care este fotbalistul ei preferat, că s-ar putea să ai surpriz. Cristina, care este fotbalistul tău preferat? Jucătorul meu preferat este Cristiano Ronaldo. Ce ți-a zis? Cred că trebuie să te gândești la alt fotbalist preferat, pentru că, din păcate, Cristiano Ronaldo e spre finalul carierei. Nu există așa ceva, vă rămâne o legendă. Este și vă rămâne. Eu am alte legende, dar fiecare cu legendele din perioada lui. Sigur că da, Cristiano Ronaldo este un fotbalist extraordinar. A făcut multe pentru fotbal. Este o legendă, fără discuție. Ce să vă spun, sunt absolut încântat de faptul că această pasiune pentru fotbal există în rândul fetelor. Sunt absolut impresionat de faptul că, iată, sunt fete din afara Ploieștiului care fac naveta din Sângerul. Este chiar impresionant. Să faci Sângerul, naveta de la Sângerul, fie, Comarnic. Mizil, ai spus, Comarnic, cu DN1. Da, să faci naveta pentru a-ți urma pasiunea pentru fotbal este extraordinar. Și asta fetele o fac chiar din pasiune sau numai și numai din pasiune. Nu există deocamdată, nu există în fotbalul feminin, știu eu, perspectivele unei îmbogățiri, unui contract. Există, bine, există, Victor, contract. Există, din ceea ce vedeam pe statisticile federației, în clipa aceasta
cred că avem undeva în jur de 180 de jucătoare profesioniste în România, bun, ceea ce mi se cel pare mai extrem mare de puțin. Contract din fotbalul feminin, pentru că gândește-te că cumva. sunt cluburile de Liga 1, deci dacă tu ai doar 180 de jucătoare cu contract, este foarte puțin. Cristina, spune-mi, pe rog, știi cumva cel mai mare contract din fotbalul feminin românesc? Știi cumva cât este? Cred că undeva la 3-4 mii de euro. 3-4 mii de euro din ceea ce știu. Da. Adică bine, nu comparăm. Contract, adică nu comparăm, dar e un contract modest, un contract modest, putem spune, pentru Liga a doua la băieți. Exact. De Liga 1, de Liga 1 nu prea cred că sunt fotbaliștii la început de drum. De Liga 1 la banii ăștia. Da, da, da. Deci asta subliniez, la Fede chiar e pasiune. Chiar este exact. Pasiune. La Fede chiar este pasiune. De asta ți-am și spus, te așteptăm la primul meci și nu mai ai nicio scuză să nu vii alături de noi. Da, 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 da. Vă mulțumesc, vă doresc pentru anul care vine. Chiar asta voiam să te întreb, Cristina, ce vă propuneți pentru 2024? Eu? În 2024... Hai, o lăsăm pe Cristina să spună. Începem cu domnișoara, eu ce ne propun. Da, te ascultăm, Cristina. Eu vreau să iau bacul, să intru la facultate și să progresez cu fotbalul foarte mult. Deci știi cum îți simt pumnii? Uite, acum să văd, uite, așa îi țin strânși pentru tine. Bun. Deci să iei bacul, să intri la facultate și fotbal cât mai sus, da? Da. O să ne vedem, o să ne auzim într-un fel în vară și vreau să-mi spui că ai dat goluri până în vară, ai dat goluri la echipă, dar foarte important să-mi spui am luat bacul, am luat la facultate, da? Promiți, da? Da, promit. Bravo, bravo. Cristina Iancu, 2024. În 2024 ți-am explicat, cu echipa de junioare ne-am propus Under 15 să câștigăm locul întâi, să câștigăm seria, să ajungem la turneul final al juniorilor pe țară. Iar pentru sezonul viitor ne propunem să avem 3 echipe, nu 2 cum avem acum, pentru că vrem să creștem ușor, ușor, progresiv. Probabil sezonul viitor vom avea și o echipă de fetițe foarte mici, un Under 11 cel mai probabil, sau de ce nu, dacă fetele actuale de la Under 15 vor depăși vârsta, vom avea din nou Liga 3, Under 17 și Under 15, pentru că avem jucătoare extrem de talentate și chiar printre obiectivele antrenorilor din club este trimiterea cel puțin 2 jucătoare la unul dintre loturile naționale. Chiar în clipa aceasta chiar avem fetițe care au această perspectivă. Să prindă măcar o testare la loturile naționale, ceea ce le va asigura, suntem noi convinși, prezența într-unul dintre loturi. Cam astea sunt obiective mititele, cât o echipă în plus, o echipă în plus, cine știe, peste câțiva ani... Mici să ajunge departe. Chiar vom deveni un club cu sute de jucători. Da. Da, da. Vă doresc ca tot ce vă doriți să se îndeplinească în 2024, să vorbim în continuare despre clubul de fotbal feminin Prahova Ploiești și despre rezultate și despre pasiunea acestor sportive pentru fotbal. Bineînțeles, vă mulțumesc pentru această discuție și pentru participare. Și noi îți mulțumim, Victor. Mulțumim. La revedere, și noi îți mulțumim. Abia aștept să-mi spui că ai luat bacul, da? Da. Păi de luat îl iai, obligatoriu. Perfect. Clar. Clar, obligatoriu. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Până când ne vom revedea, toate cele bune!